toate echipele, toate cele șase echipe au șanse de promovare. Viduțu recuperează Romario Moise. Moise, gol! Minutul 3. Cursa lui Buhăceanu minge pe linia careului mic. O degajare imprecisă a lui Florinel Mitrea. Bolonul a ajuns la Romario Moise. Un dribling scurt și apoi de la 17 metri, fără nicio șansă. Dar pasă la Florian Haită. Un dribling al decarului. Haită cu un șut. Ocazie mare. Gol! Nu cred că a fost offside, mi s-a părut chiar un pic în spate Dragoș Tescan. Stancu, nu este însă acel Bogdan, Stancu, gol! Minge în adâncime, a ieșit nefericit portarul Duțu. Stop, ce stop al lui Albert Voine la marginea careului, doar Tescan însă în fața porții. Ratare imensă, nu și acum, e gol! În bara porții lui Iacob. Da, Voicu, mingea a ajuns la Silviu Pană, care reușește să egaleze chiar înainte de pauză. 2-2. Este 2-2. Mitrea centrează, Mitrea în careul bătrânei doamne. Este faul și este penalti pentru Turis, minutul 53. De fluierul lui Barbu, Voinea și este 3-2 pentru Turis, minutul 54. Vedem încă o dată faza. A ghicit foarte bine colțul Moise lângă minge. Este o schemă făcută de jucătorii UTEI, centralea lui Romario Moise, până la un jucător, cer penalti, Gazdele, șut care se duce în gol! Buzdea egalează minutul 58, 3-3. O nebunie de partidă. A fost un contact între jucătorul UTEI și fundașul jucătorului Eric Lincar. Nu, n-a fost. Chiar putea primi un galben. Bustea și-a asumat șutul. Îl sare mingea pe fundașul UTEI. Ocazie mare pentru Turis. Gol! Haită! Face 4-3 în minutul 89. L-a sărit efectiv mingea. Nici o șansă pentru portarul Iacob, nicio vină. Și aici, într-adevăr, se termină UTA Turis 3-4. Incredibilă desfășurare a acestei partide.